Discursul lui Victor Orban la Conferința Conservatoare pentru Acțiuni Politice, care a avut loc în orașul american Dallas, a fost intitulat The Wow Effect, potrivit Associated Press. Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump și alți membri ai Partidului Republican vor participa la eveniment. Victor Orban și a început discursul comparând Ungaria cu statul american Texas, spunând că țara sa este asediată zilnic de progresist și liberal. Eu sunt singurul lider politic împotriva imigrației pe continentul european. Am fost primii din Europa care a opus imigrației ilegale și a oprit invazia imigranților clandestini. Credem că oprirea migrației ilegale este necesară pentru a ne proteja națiunea, a spus el Victor Orban, potrivit zilnic al The Guardian. Primul ministru a respins criticile cu privire la pozițiile sale fără compromisuri, afirmând că Ungaria a introdus politici de toleranță zero și antisemitism. Prin urmare, acuzațiile împotriva noastră sunt știri false, iar cei care le fac sunt idioți categoric. Ei fac parte din falsele Corporation Industrial News, a spus Victor Orban. Liderul din Budapesta a criticat politicieni liberali ai SUA, acuzându-i că încearcă să-și oprească discursul. Orban a solicitat unitatea dintre politicieni conservatori din Statele Unite și cei din Ungaria. Mă urăsc și diferă de mine și de țara mea, în timp ce ei te defăimă și transformările Statelor Unite. Știm cu toții cum funcționează. Progresii nu voiau să fiu aici, pentru că știau ce îți voi spune. Eu găsiți-mă aici. Că trebuie să ne unim forțele, deoarece maghiarii știu să învingă inamicii pe câmpul de luptă politic, a spus Victor Orban. Liderul Budapestei a vorbit și despre efectele războiului rus cu Ucraina, subliniind că Ungaria a primit peste 1 milion de refugiați și a cerut negocieri între Washington și Moscova. Din punctul meu de vedere, strategia liderilor globaliști se intensifică și prelungește războiul, afectând posibilitățile păcii. Fără negocieri cu necazuri de SUA, nu vor exista niciodată pace în Ucraina. Vor muri și vor suferi din ce în ce mai mulți oameni, iar economiile noastre va ajunge la marginea golului, a spus Victor Orban. Victor Orban părea să le critique pe președintele Statelor Unite, Joseph Biden, spunând, ca să nu mai vorbim de numele său, că Statele Unite au nevoie de un lider puternic. Suntem în 5.